Și acum o invităm pe Alexia Eram, care a împlinit alaltăieri 22 de ani, a sărbătorit o super petrecere mexicană, dar mai multe ne povestește chiar ea, avem și fotografii, avem și povești, așa că o primim alături de noi pe Alexia. Asta îmi place mie când începem emisiunea cu Andreea Esca, pardon, săptămâna cu Andreea Esca, sezonul nou ca și sărbătorită, și o încheiem tot cu familia, adică cu Alexia. La mulți ani, 22 mulțumesc de ani? Mult, da. Mama ta ne-a adus bomboane, nu ne-a adus nimic? Nu. Nici pufuleți, nici nimic, nu. Nici floricele, scuze, nici nimic? Nu. Poate vroiam și noi un... Data viitoare. Vroiam și noi un de la un nachos ceva. A fost petrecere mexicană. Abia am ajuns. Dar a fost petrecere mexicană? Da, a fost petrecere mexicană. În fiecare an am o tematică, știi bine. Dacă intrați la Alexia pe Instagram, puteți vedeți petrecerea mexicană senzațională. Da. Iar Mario Fresh, părerea mea e că trebuie să-ți lași mustață. Și-a lăsat pentru petrecere. Păi da, truda aia mare, așa. Păi da. Pe care a avut-o și tatăl tău, am văzut. Da, el s-a ras așa și-a lăsat-o mai lungă. Perfect, te rog frumos să iei un loc acolo la bar. Aici? Să ne povestești cum a fost la petrecere. Și să știi ceva, noi ne-am gândit la tine, Alexia. Alexia, și-am zis să-ți spunem la mulți ani. Mulțumesc. Avem un tort. Mulțumesc. Noi l-am făcut. Mulțumesc. Și l-am făcut special pentru tine, cu tot ce trebuie. Mulțumesc. Ce zici, suntem oameni ca lumea? Da. Ce faci tu, ai făcut 22 de ani? Da. Și cum e la 22 de ani? Foarte bine. Ți-ai pus vreo dorință la miezul nopții? Ai zis, mamă, 22 de ani trebuie să fac asta? Da, dar nu pot să spun, că dacă nu se mai îndeplinește. Dar ți-ai pus, nu? Da. Una singură? Nu. Mi-am pus una singură de vreo 2 sau 3 ori. De fiecare dată când am suflat în tort. Aceeași dorință? Da. Nu pot să-ți spun. Nu, să se îndeplinească. Când se îndeplinește, promit că-ți spun. Dar trebuie să se îndeplinească anul ăsta? Nu neapărat. Să se îndeplinească. Peste 10 ani? E, nici chiar. În viitor, la apropiat. Am înțeles, foarte frumos. Haideți să vedem aici fotografiile și povestește-ne cum a fost la petrecere. A fost foarte frumos, în fiecare an eu mă gândesc ai la o tematică. Da. Și anul ăsta am zis să fac mexican cu tequila, cu tacos, cu guacamole și mai departe. Și toată lumea, evident, să se costumeze în această tematică. Da. Și chiar au respectat oamenii tematica și și-au pus câte un sombrero sau și-au lăsat mustața. S-au îmbrăcat așa în mexican. Mi se pare că petrecerea asta sunt mai tare așa, când practic ai o tematică, adică... E dacă trebuie să te implici mai mult în aniversare, știi? Trebuie să te gândești, mamă, cum să mă îmbrac? Ce cadou să iau? Să iau un cadou care să fie în legătură cu tematica sau nu? Te implici mai mult. Nu merg doar așa. Ăsta e tortul de chateau. Am avut tort de chateau și tort normal. Și ai băut chateau? Normal. De față cu părinții? Da. Și mama a băut un șat. Am convins-o să bea un șat. Bine, nu pe tot, cred că jumătate, după aia jumătate l-a aruncat. Ai convins-o, perfect, foarte frumos. Multă lume? Multă lume. Au fost aproape 100 de persoane, 90. Până dimineața s-a distrat lumea? Da, până dimineața. Ați avut ceva mariachi să cânte, să facă atmosferă? Nu, am vrut să chem niște mariachi, se da. Chemă sau mariachi? Mariachi, mariachi. Dar până la urmă am zis că... Mai bine nu. Mai bine nu. Am avut un DJ și a pus la început. A cântat Mario? A cântat Mario, mi-a făcut surpriză. Când am ajuns am văzut că era acolo, adică erau tobele, erau toate instrumentele și eu l-am întrebat cine vine să cânte. Și mi-a zis că nu știe și am zis nu știu, poate mi-a făcut mama surpriză sau ceva și înainte de tort a cântat. Era necesar să cânte. Era necesar să cânte, da. Uite și poza asta am văzut-o foarte frumoasă. Mulțumim. Ați zis că și ce a pus mustață și a aplicat? Uite, are și a pus mustață. Fratele tău da. Aici? Da, și mama cu tata s-au îmbrăcat în El Chapo și mama în soția lui. Nu, chiar au respectat oamenii tematica, da. Și ce planuri ai tu așa la 22 de ani? Ce planuri am eu la 22 de ani? Am terminat facultatea. Știm asta și am văzut imagini. Da, e, și acum, nu știu, să vedem. O să fac niște cursuri. Dar nu-ți pare rău că n-ai rămas în Anglia? Nu. Deloc? Nu, îmi place foarte mult aici. Îmi place foarte mult aici, dar o să mă mai duc și în străinătate ca să evoluez și să văd alte lucruri pe care pot să le aduc aici. Foarte frumos. Pe deget acolo mă tot uit. Nu, ai o problemă cu asta. Da, asta îl am de... De atât de frumos și pare de... 3 ani. De 3 ani? Ah, de când v-ați cunoscut? Nu, când am... Ce de când ne-am cunoscut? Am făcut 6 ani anul ăsta. Când am făcut 2 ani mi l-a dat. Este inelul de promisiune. Deci prima dată e inelul de promisiune și după câți ani trebuie să vină de logodnă? Nu știu, întrebați-l pe el asta. Așa, apoi după logodnă vine verigheta, de fapt. Da. De ce, Mario?
Inelul de promisiune, am înțeles că a fost acum 3 ani. 4 ani, da. Ferească Dumnezeu, vezi că are garanție doar 4 ani și ceva, trebuie să vină următorul. Da. Să punem presiune. Așa, să zic. Ce faci weekendul ăsta? Weekendul ăsta cred că o să stau acasă. Mă gândeam să merg la mare că e închiderea. Dar cred că o să stau acasă să mă relaxez puțin, da. Foarte frumos. În vacanță unde ai fost vara asta? În vacanță am fost cu mama la Istanbul, că a fost petrecerea mare. Da. Și am fost și în Croația cu un brand câteva zile. Și cam atât, nu prea am plecat vara asta. Dar o să plecăm în iarnă, cu siguranță, când are și mare liber, că e foarte încărcat. Acum, concerte, evenimente, da? Da. Și cum e? E mai mult plecat? Cum să fie? Foarte bine. Pentru că e la concerte? Depinde. Te enervează câteodată chestia asta, că trebuie să lipsească nu știu câte zile? Sincer. Nu, cum să mă enerveze? Mă bucur foarte mult pentru el, mai ales că e vara, adică iarna e mai liber și atunci compensează. Vara e mai aglomerat și iarna plecăm undeva. Ești foarte frumoasă și mă bucur că ai trecut pe la noi, iar oamenii pot să-ți ureze la mulți ani și acum, dacă intră pe Instagram Alexia, cum e Alexia? Alexia Eram. Alexia Eram, așa cum știam dacă eram la final sau înainte. Da. Alexia Eram, poți să intri acolo și poți să-ți trimite mesaje și pe TikTok, peste tot, corect? Peste tot, da. Foarte frumos. Oricum vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje. Au fost foarte multe și am încercat să răspund la toate. Am putut. Cât s-a putut. Da, s-a răspuns, asta e. L-am avut pe Aris luni aici la emisiune, știi că tu erai cu noi prin Skype, da? Mi-a plăcut tare mult de fratele tău. Da. Am așa foarte curajos, dezinvolt. Relaxat, așa. N-are nicio treabă. Da. Mă rog, l-au ajutat și colegele din spatele camerelor de filmat. Are rost să vină. Mai vii pe la noi, da? Mai vin, da. Ești puțin răgușită? Da. Așa pățesc după petrecere. Se cântă mult, se dansează. Semăn cu mama și mama după o seară, nu mai poate să... vorbesc. Pentru că puneți toată energia da, acolo. Da, măcar întâi să vorbesc în fiecare seară. Asta e. La e un pic mai complicat. Da. Îți mulțumim mult de tot, să știi că tortul este pentru tine, bine, da? Bine, deci îl iau de aici, da? Da, stai, da. Ajută-mă. Când ai mâncat ultima dată tort? Înainte de ziua ta. La ziua lui mama. Nu, chiar vara asta am fost mai relaxat așa. Da? Că da. De obicei era o felie da, pe an. Da, știu. Perfect. Să ai succes. Mulțumesc. Și te mai așteptăm. Mulțumesc. Mulțumim mult de tot.